Bună ziua! Să trăiți! Doamnă ministru, domnule inspector general, doamnelor și domnilor, am ținut să fiu prezentă la această manifestare ce marchează împlinirea 168 de ani de existență instituțională a Jandarmeriei Române, în semn de apreciere pentru această armă, dar în special pentru oamenii care o slujesc. Poliția și jandarmeria sunt doi piloni importanți ai sistemului național de ordine și siguranță publică. Am fost la bilanțul activității Poliției Române pentru anul 2017 și am considerat normal să vin și la dumneavoastră, cu atât mai mult cu cât este un moment festiv de împlinire instituțională, dar și umană. Spun și umană pentru că am văzut cu câtă mândrie vorbesc jandarmii despre instituția din care fac parte și implicit ziua de armă este și ziua lor, a dumneavoastră. Ne-ați demonstrat în repetate rânduri că sunteți capabili să gestionați eficient provocări dificile și diverse. Mă refer aici atât la planul intern, național, cât și la cel extern. Jandarmii români sunt apreciați de forurile internaționale pentru modul în care acționează și își îndeplinesc mandatul în misiunile din teatrele de operațiuni. În calitate de europarlamentar, am avut ocazia să aud astfel de aprecieri la adresa jandarmilor români și vă mărturisesc cu sinceritate că de fiecare dată aveam un profund sentiment de mândrie. Înțeleg sacrificiul pe care îl face zilnic pentru ca cetățenii să se simtă în siguranță. V-ați asumat acest lucru încă din momentul alegerii carierei. Nu vreau să restrâng aria activităților dumneavoastră la anumite tipuri de misiuni, pentru că toate sunt importante. Atâta vreme cât colectivitatea are parte de liniște, iar oamenii aflați în dificultate sunt salvați la timp, dumneavoastră, reprezentanții autorității statului, v-ați atins obiectivul prioritar. Îmi doresc să rămâneți aceiași fermi apărători ai legii, democrației și valorilor statului de drept. România are nevoie de o instituție puternică, așa cum este jandarmeria. Înainte de a încheia, vreau să vă asigur că împreună cu doamna ministru Carmen Dan am identificat soluții pentru rezolvarea unor probleme urgente ale structurii din care faceți parte. Efectele benefice ale acestor demersuri se vor resimți în perioada următoare și am convingerea că vor contribui substanțial la îmbunătățirea condițiilor de muncă și implicit la eficientizarea acțiunilor pe care le desfășurați. Doamnelor și domnilor, vă felicit cu ocazia Zilei Jandarmeriei Române!